pentru a o binecuvânta. Aș vrea să citesc în introducerea meditației pentru cina Domnului, în Isaia, capitolul 63, câteva versete. Isaia 63, versetele 7 la 9. Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate după tot ce a făcut Domnul pentru noi. Voi spune marea Lui bunătate față de casa Lui Israel, căci a făcut după îndurările și bogăția dragostei Lui. El a zis, negreșit, ei sunt poporul meu, niște copii care nu vor fi necredincioși. Și astfel El s-a făcut mântuitorul lor. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței Lui i-a mântuit. El însuși i-a răscumpărat de dragostea și îndurarea Lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Poporul lui Dumnezeu are plăcerea să se roage. Și cred că mai toți experimentăm rugăciune. Rugăciunea am învățat-o de la părinți, am învățat-o de la alții care s-au rugat înaintea noastră, de la cei care se roagă la biserică. Dar rugăciunea o putem învăța și din Sfânta Scriptură, pentru că găsim aproape în fiecare carte a Bibliei rugăciuni. Moise s-a rugat, Avraam s-a rugat, Isaia s-a rugat, Iosua s-a rugat, Daniel s-a rugat, apostolii s-au rugat, Domnul Iisus s-a rugat. Pasajul pe care l-am citit, aș vrea să vă rog să lăsăm alte activități în timpul serviciului divin pentru mai târziu. Prorocul Isaia este cel care înalță câteva rugăciuni, iar cuvintele pe care le-am citit este cuvinte dintr-una din rugăciunile lui. O rugăciune în care vine cu recunoștință și mulțumiri la adresa lui Dumnezeu pentru modul minunat în care Dumnezeu și-a arătat îndurarea și purtarea de grijă față de popor. Pentru meditația de astăzi am să vorbesc mai mult din versetul 9, care este unul dintre cele mai frumoase versete din această rugăciune și poate chiar din cartea scrisă de Isaia. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței Lui i-a mântuit. El însuși a răscumpărat în dragostea și îndurarea Lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Înțelegem din acest verset și din această rugăciune cât de mult ne iubește Dumnezeu. Dacă vreți, cuvintele acestei rugăciuni ne poartă undeva în timp către un loc unde cerul pur și simplu a sărutat pământul. Acolo unde a fost concentrație maximă de interes, atât din partea lui Dumnezeu, cât și din partea celui care este dușman lui Dumnezeu. Rugăciunea aceasta ne conduce la Golgota. Acolo, într-adevăr, Dumnezeu s-a descoperit ca mântuitor absolut al neamului omenesc. Acolo unde Domnul Iisus Hristos a rostit în cuvintele S-a sfârșit încheierea unui plan minunat de salvare și prin jertfa Lui porțile către împărăția lui Dumnezeu aveau să fie deschise. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor. Și îngerul dinaintea Domnului sau dinaintea feței Lui i-a mântuit. Da? Am dorit să-L cunoaștem pe Dumnezeu în necazurile noastre. Și mulți avem experiențe. Am simțit mâna lui Dumnezeu în necaz.
dar va trebui să-L cunoaștem pe Dumnezeu și în necazul pe care l-a avut Dumnezeu pentru că s-a amestecat în viețile noastre și pentru că ne-a dorit mântuiți în împărăția Lui. Cred că cel mai mare necaz al omului, cel mai mare necaz al omului este păcatul. Nici moartea nu e mai mare decât păcatul. Nici pierderea bunurilor pe care le agonisim nu semnează un necaz mai mare decât păcatul. Pentru că păcatul, așa cum învățăm, este cel care îl rupe pe om de Dumnezeu. Este cel care se interpune între omul care are nevoie de mântuire și Dumnezeul Mântuitor. Și tocmai aici, în necazul nostru cel mai mare, Dumnezeu a intervenit. Și a intervenit încât s-a făcut păcat pentru noi. Încât a luat asupra Lui toate poverile noastre. Încât a luptat cu păcatul, a luptat în locul nostru ca să-L zdrobească, ca să-L biruiască. Și în biruința Lui să gustăm și noi biruința. Mă cutremur ori de câte ori citesc cuvintele Ellen White din capitolul Golgota. Fiul nevinovat al lui Dumnezeu a târnat pe cruce, trupul său sfârtecat în bătăi, mâinile acele atât de des întinse pentru binecuvântare, pironite acum pe lemn, picioarele acelea neobosite n-a slujit din iubire, pironite acum pe cruce, acel cap împărătesc, străpuns de coroana de spini, buzele acelea tremurând, de gata să strige de durere, și tot ceea ce a îndurat, picăturile de sânge care se prelingeau din cap, mâinile și picioarele sale, chinurile care au zguduit ființa sa și durerea de nedescris care a umplut sufletul său atunci când tatăl său și-a ascuns fața sa de el. Toate acestea vorbesc fiecărui copil al neamului omenesc, declarând: pentru tine Fiul lui Dumnezeu a consimțit să poarte această povară a vinovăției. Pentru tine El a nimicit împărăția morții și a deschis porțile paradisului. El care a liniștit valurile furioase și a umblat pe crestele înspumate ale valurilor, care a făcut pe demon să tremure și boala, suferința să înceteze, El care a deschis ochii orbilor și care a chemat pe morți la viață, s-a oferit pe sine ca jertfă pe cruce și a făcut lucrul acesta din iubire pentru tine. El, purtătorul de păcat, a îndurat mânia judecății divine și pentru tine s-a făcut păcat. Tăcuți, privitorii urmăreau sfârșitul acestei scene îngrozitoare. Soarele strălucea, dar crucea era încă învăluită în întuneric. Preoții și conducătorii priveau spre Ierusalim și iată că norul cel des se așezase deasupra orașului și a câmpiei iudeii. Soarele neprihănirii, lumina lumii, își retrăgea razele sale de la Ierusalim, care fusese cândva un oraș favorit. Fulgerele înspăimântătoare ale mâniei lui Dumnezeu erau îndreptate împotriva cetății blestemate. Deodată, întunericul s-a ridicat de deasupra crucii și în tonuri clare asemenea unei trâmbițe ce părea să răsune prin toată creațiunea, Domnul Iisus a strigat: s-a sfârșit! Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. O lumină a înconjurat crucea și fața Mântuitorului strălucea ca lumina soarelui. Apoi El și-a plecat capul pe piept și a murit. În mijlocul întunericului înspământător, în aparență uitat de Dumnezeu,
Domnul Hristos a băut ultimile drojdii din cupa durerii omenești. În ceasurile acelea îngrozitoare, El s-a sprijinit pe dovezile acceptării sale de către Tatăl, care i-au fost date mai înainte. El cunoștea caracterul Tatălui Său, înțelegând dreptatea, mila și marea sa iubire. Prin credință El se baza pe acela pe care totdeauna l-a ascultat cu bucurie. Și în supunere, El s-a încredințat lui Dumnezeu. Iar simțământul pierderii, aprobării Tatălui Său, l-a părăsit. Prin credință, Domnul Hristos a fost biruitor. Niciodată până atunci pământul nu mai fusese martor unei asemenea scene. Mulțimea stătea ca paralizată și cu respirația întretăiată privea la Mântuitorul. Din nou întunericul s-a lăsat asupra pământului și un bubuit asemenea unui trăsnet puternic a fost auzit. Un puternic cutremur a avut loc. Oamenii erau trântiți unii peste alții în grămezi. A avut loc o scenă de nemai auzită confuzie și panică. Stânci s-au desprins din munții din împrejurim, prăvălindu-se și sfărâmându-se jos în câmpie. Morminte s-au deschis și morți au fost aruncați afară din locurile lor. Creațiunea părea că este pe punctul de a fi spulberată. Preoții, conducătorii, soldații, cei ce l-au omorât și gloata mută de groază, zăceau cu fața la pământ. În toate necazurile lor, n-au fost fără ajutor. Ce puteți spune despre o asemenea scenă? Ce puteți spune dacă este să ne întoarcem și să privim acum prin aceste simboluri, prin această meditație la dealul Golgota, la ce se întâmpla acolo, la întunericul care a acoperit crucea și dealul, la Dumnezeu care n-a putut să-și vadă Fiul murind, la Domnul Iisus care a exclamat cuvintele: S-a isprăvit, Tată, în mâinile Tale mi-ncredințez Duhul. Și la cei care înfierbântați strigau la moarte să fie răstignit, acum erau tăcuți și înmărmuriți de scena care se consuma acolo. Frații mei, dacă este să ne gândim la necazurile de zi cu zi, n-ar trebui să ne mirăm, pentru că noi suferim datorită păcatului, datorită neascultării, datorită unor alegeri pe care le facem, plătim consecințe, dar El, de ce a trebuit să sufere? De neascultare nici vorbă. De păcat nu s-a găsit păcat. N-a făcut alegeri care să-L coste. Sau a făcut o singură alegere care a avut să-L coste atât de mult cât găsim descris în Sfânta Scriptură și cât mintea noastră poate să cuprindă. Când citesc tot ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus, pot să exclam și eu, așa cum Ellen White a vorbit, și așa cum fiecare gândim, și toate acestea pentru că ne-a iubit. Toate acestea din dragoste pentru noi. Isaia, capitolul 53, versetele 3 la 8. Cunoașteți foarte bine pasajul acesta. Purtat ca o oaie pe care o duci la măcelărie. Mut înaintea acuzatorilor. Suferințele noastre le-a purtat. Durerile noastre le-a luat asupra Lui. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar era dragostea lui Dumnezeu în acțiune. Citiți în Luca, capitolul 23, tot capitolul sau versetele 35 la 39, unde sunt relatări de maximă tensiune.
în viața Mântuitorului înainte de calvar. Noi oamenii știm să fugim de suferință. Probabil că așa se explică faptul că unii renunță la familie, sunt copii pe drumuri, sunt atâtea lucruri care se întâmplă între noi oamenii pentru că uneori nu vrem să ne asumăm responsabilități și mai ales când stăm în fața suferinței, ne vrem mai liberi, ne vrem feriți de suferință. Dar Dumnezeu, din adins, a căutat punctul cel mai nevralgic, unde avea să fie suferința cea mai mare, ca să ne fie nouă bine. Este poate așa cum o mamă ar interveni ca să salveze copilul, fără să-și dea seama că intră ea în pericol, dar ceea ce vrea este salvarea celui pe care îl iubește. Ne cunoaștem destul de bine, nu avem să vorbim prea multe despre noi astăzi, aș vrea să vorbim în continuare despre Dumnezeu și să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca un părinte. În Psalmul 103, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Sau dacă o mamă și-ar uita vreodată copilul, Dumnezeu nu ne va uita niciodată. Am găsit răsfoind zilele acestea în Psalmul 68, El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor. El este Dumnezeu care locuiește în locul Lui cel Sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. El izbăvește pe prinși de război și îi face fericiți. Numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate. Da? Dumnezeu este și soare, este și scut, este și tată pentru orfani, este și suport pentru văduve, dar în același timp este mântuitor pentru lumea aceasta. Mare este Dumnezeul nostru și vrednic de laudă. Psalmistul cântă în felul acesta în psalmii lui, laude la adresa lui Dumnezeu pentru ce a fost, pentru ce este și pentru ce va fi. Avem un Dumnezeu minunat, fraților. Un Dumnezeu care în suferință nu te lasă. Și vreau să vorbesc nu doar despre suferința aceea de maximă tensiune pe care păcatul a produs-o în viața lui Dumnezeu. Noi, datorită păcatului, suferim destul de des. Și mi-aduc aminte ce însemnează boala pentru copii și ce însemnează o mamă când un copil este bolnav. Poate și pentru tați, dar dacă mă gândesc la experiența din familia mea, cred că mai multe nopți și aproape toate nopțile le-a pierdut soția mea când copiii erau bolnavi. Împachetări, medicamente, iar hai să mergem la medic, hai să mai încercăm și o altă cale. Și n-avea somn și n-avea poftă de mâncare până când nu știa copilul sănătos. Imaginați-vi-l pe Dumnezeu și din perspectiva aceasta a unei mame, a unui tată care poartă de grijă familiei. Poți să stai nepăsător când copilul tău este în necaz? Sunt cuvinte mari pe care le descoperim atunci când vorbim despre Dumnezeu. Textul în limba română este tradus așa cum este tradus. În limba ebraică și chiar traducerea în franceză și în engleză sunt mult mai aproape de înțelesul original. Aș vrea să fac o traducere în limba română. În toate suferințele lor, eu am suferit. Este folosit aici holim, cuvântul acesta, cei care știți ebraica de aici, cu patrolim sau betrolim, casa de suferință, spital, policlinică și așa mai departe, sunt cuvinte care sunt folosite astăzi în limba ebraică.
În toate suferințele lor, eu am suferit. Și sunt mângâiat. Și vreau să vă mângâiați, frații mei, mai ales cei care aveți suferințe pe care le purtați. Nu uitați că în suferințele voastre Dumnezeu suferă și El. Al doilea aspect al discuției noastre este îngerul care este înaintea feței Lui, i-a mântuit. Cine să fie îngerul care mântuiește? În limbajul biblic, când vorbim despre îngeri, vorbim despre trimiși, despre mesageri, despre cei care au de adus la îndeplinire o misiune. Poate să fie un om trimis ca un sol, poate să fie un sol ceresc trimis cu o misiune, sau poate să fie chiar Dumnezeu în misiune. Da, îngerul care este înaintea feței Lui i-a mântuit. În original este îngerul care este în prezența Lui Dumnezeu i-a mântuit. Parcă sună chiar mai bine. Îngerul care este pururea în prezența Lui Dumnezeu i-a mântuit. Cine este permanent în prezența Lui Dumnezeu? Cine a fost nelipsit de la sfaturile dumnezeirii? Cine a fost cel care s-a oferit să rezolve criza neamului omenesc? Cine este permanent față în față cu suveranul acestui univers? Domnul Iisus Hristos. Îl cunoaștem sub numele de Michael. Michael, Mi, Mize. Cine este? Astăzi folosesc evreii foarte des cuvântul acesta. Bate cineva la ușă, îl spune Mize și El de la particula lui Dumnezeu. Cine este ca Dumnezeu? Cine poate fi ca Dumnezeu? Mai este cineva ca Dumnezeu? A fost cineva care ar fi vrut să fie ca Dumnezeu și a rămas dușman pe veci lui Dumnezeu. Este vorba despre Domnul Iisus Hristos. Ellen White spune în Patriarhi și Profeți, Hristos a fost din totdeauna în prezența Tatălui. Doar Fiul Său Hristos are acces la sfaturile și planurile lui Dumnezeu. Cât privește natura acestui înger, este important să reținem pentru acum, El este Dumnezeu. Cât privește locul, El este permanent în prezența lui Dumnezeu. Dar aici avem de discutat puțin. Domnul Iisus Hristos este permanent în prezența lui Dumnezeu. Dar din textele pe care le-am citit, am înțeles că El vine să îndure necazul cu noi oamenii. Vine să ne mângâie în suferință. Oare se pot împăca aceste declarații ale Sfintelor Scripturi? Știți ce a spus Domnul Iisus în Matei 28? Unde sunt doi sau trei? Adunați în numele Meu, Eu voi fi în mijlocul lor. De asemenea, în Matei 28, Eu voi fi în toate zilele cu voi. Până la sfârșit, atunci când i-a trimis pe ucenici. Sau, de asemenea, declarații pe care le face Eu și Tatăl, vom veni la El și vom locui împreună cu El. Vedeți, dumnezeirea este foarte flexibilă. Dumnezeu poate să fie oriunde este nevoie de El, oriunde este invitat să fie, oriunde este chemat să fie. De aceea vă încurajez. Când aveți o problemă, sunați-L pe Dumnezeu. Și El va fi acolo în necazul și în suferința ta. Domnul Iisus este întotdeauna gata să răspundă apelurilor noastre și prin Domnul Iisus toată dumnezeirea este implicată în salvarea neamului omenesc. Îmi vin în minte cuvintele din Apocalips, capitolul 3, versetul 20. Dacă mai este cineva care bate, care caută, care îl vrea pe Domnul Iisus în viața lui, în cămările tainice ale sufletului lui, știți care este promisiunea? Dacă bate cineva, voi veni la el
voi intra, voi cina cu El. Merge chiar la acea ocazie de intimitate care are loc în jurul unei mese, unde familia se întâlnește, discută și unde Domnul Iisus dorește să se implice. Atunci când Iosif a primit de la înger despre nașterea pruncului și i s-a spus să nu se teme, Domnul Iisus i-a dat și numele pe care să-l pună pruncului. Și în Luca găsim și îi vei pune numele Iisus. Și apoi este o explicație. El va mântui pe poporul meu. Iosua, care însemnează salvator, mântuitor. Chiar în numele pe care l-a purtat între noi este siguranța salvării, siguranța mântuirii. Prin Domnul Iisus suntem eliberați de vina păcatului. Prin Domnul Iisus suntem eliberați de puterea păcatului. Prin Domnul Iisus suntem eliberați de consecințele păcatului. Prin Domnul Iisus avem garantată protecție, biruință peste păcat și peste moarte. Avem garantată veșnicia prin Domnul Iisus. Aceasta însemnează îngerul din fața lui Dumnezeu ne va mântui. O mântuire completă, desăvârșită, o refacere a stării acestui pământ și a omului, așa cum a fost în zilele creațiunii, în Eden. Noi credem aceasta. De aceea suntem aici. Credem că Dumnezeu se grăbește să vină, să pună definitiv capăt suferinței, manifestărilor păcatului rebel și în felul acesta să instaureze din nou pace și armonie în univers. La cina Domnului, credincioșii vin să afirme credința lor în Dumnezeu, să se bucure de mântuirea lucrată cu atât de multă dragoste. Credincioșii vin să experimenteze ce însemnează dragostea, care se manifestă în suferință, care s-a manifestat în moarte, dacă este vorba să vorbim despre salvarea noastră. De noi, Golgota este departe și ca timp și ca loc. Este istorie de acum. Însă aici, la cina Domnului, avem posibilitatea să-L întâlnim pe eroul de pe cruce, pe Domnul Iisus, prin aceste simboluri, pâinea și vinul, care simbolizează trupul și sângele Mântuitorului. Vreți să avem parte de Domnul Iisus? Eu vreau să am parte de Domnul Iisus. Și vreau să am parte cu Domnul Iisus. Și vreau să am parte cu poporul Domnului Iisus. De aceea sunt astăzi la cina Domnului. Am fost foarte încercat săptămâna aceasta. Am fost încercat până acolo să rog un prezbiter să dea cina astăzi. Nu de oameni păcătoși, care n-au niciun Dumnezeu, ci pur și simplu de persoane care vor să te provoace, să reacționezi, să te răzbuni, să răspunzi. Îi dau slavă lui Dumnezeu că a putut să biruiască în viața mea și azi noapte până târziu citeam în psalm, citeam în Hristos Lumina Lumii și mă gândeam, oare va fi cineva astăzi din poporul lui Dumnezeu care să nu se împărtășească? I-am trimis lui Viorel un mesaj, cât că era 2 și ceva noaptea, nu știu dacă l-ai auzit la ora aia sau l-ai citit vreodată. Caută-l în telefon. Era 2 și ceva. Un mesaj de încurajare, simțeam nevoia să încurajez pe alții, ca în felul acesta să mă simt și eu încurajat. Vreau să am parte cu Domnul Iisus. Vreau să aveți parte cu Domnul Iisus. Fuga de la cina Domnului este fuga de Domnul Iisus. Este respingerea mântuirii. Este un lucru grav, fraților. Să te reții, să te abții de la cina Domnului este un lucru grav. Știți ce spune Ellen White? Chiar dacă mâini păcătoase și ticăloase ar frânge pâinea, pâinea aceasta își face lucrarea ei. Participarea la cina Domnului își face lucrarea. Nu trebuie să judecați pe oamenii care servesc cina Domnului, ci să ne judecăm pe noi
atunci când luăm cina Domnului. Apostolul Pavel spune, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Bunul Dumnezeu să ne ajute să vedem în frații noștri pe cei mai apropiați credincioși, pe aceia pentru care Domnul Iisus a murit, pe aceia pe care Domnul Iisus îi vrea fii și fiice în împărăția Lui. Să ne iubim unii pe alții, să dovedim umilință unii față de alții și să ne slujim unii altora întărindu-ne și încurajându-ne, pentru că fiecare are nevoie de aceasta. Dumnezeu să fie lăudat. Amin. Amin. Și aș vrea să